Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la Raport. Vom vorbi în această seară despre programul de sprijin în agricultură valabil pentru acest an, despre măsuri, despre cerințe, probleme existente în acest sector de activitate extrem de important. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru din această seară este domnul Călin Perneș, directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Sălaj. Bună seara, bine ați revenit în emisiune! Bună seara, bine v-am găsit și bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră! Cred că cel mai important ar fi să începem cu aceste măsuri de sprijin de care toată lumea este interesată până la urmă, pentru că vorbim în primul rând de bani, iar când vine vorba de bani, domnule director, este clar interesul foarte mare. Știu că sunt măsuri aproape similare cu cele de anul trecut, diferențe sunt pentru că vorbim de sume ceva mai mari, chiar dacă știu că nu s-au aprobat în totalitate, vorbim deocamdată, dar sunt niște măsuri extrem de importante. Da, o să încep și o să încerc să lămurim pe cât posibil fermierii din județul nostru despre cea mai importantă campanie care se derulează abia am început de 2 zile, campania pentru sprijin pe suprafață. Această campanie o să țină până în 15 mai. Am început în 3 martie. Cererile de sprijin o să fie preluate la centrele locale și la centrul județean. Aceste centre locale, dacă vreți, putem să le amintim. Chiar vă rog. Este vorba despre centrul județean Apia, unde se prezintă aici la Zalău fermierii mari, care sunt considerați cei peste 50 de hectare. Și pentru restul fermierilor care se găsesc în județ, se pot adresa centrelor locale cele mai apropiate. Acestea sunt, avem un centru local la Zalău, avem centru local Jibou, Ilianda, Cehul Silvaniei, Șimleu Silvaniei, Crazna și Zimbor. Deja fermierii noștri știu la ce centre locale sunt arondați, au primit invitații să se prezinte cu programare, cu data și ora la care să se prezinte și funcționarul care gestionează dosarul fiecăruia. Pe această cale vreau să fac un apel tuturor fermierilor cu rugămintea de a se prezenta conform programărilor, pentru că, după cum știu bine, dânsii în fiecare an, majoritatea prezentându-se la centrele locale și la centrul județean, a observat că dacă nu se respectă acea programare, până la sfârșitul perioadei de depunere, se ajunge la o aglomerație spre sfârșit, că pur și simplu își pierd răbdarea. Și fermierii, și inspectorii, și colegii noștri, și e neplăcut să ajungi la o diversiune așa între părți. Oricum avem o boală, fac o paranteză, că le cam lăsăm toate pe final de perioadă. Asta am început să le explicăm fermierilor. Am fost în fiecare comună, fiecare responsabil de UAT a fost în fiecare comună, le-a făcut informarea, a încercat să le expună ce s-a modificat față de anii precedenți, le-a lăsat tabele cu programările, le-a adus la cunoștință ce se poate întâmpla dacă nu se prezintă până la data de 15 mai, pentru că e o perioadă după 15 mai, adică 16 mai, 10 iunie, în care se mai pot depune cereri, dar e cu penalizare, 1% pentru fiecare zi întârziere. Adică scade din suma totală cuvenită? Din suma cuvenită, 1% e penalizare pentru fiecare zi întârziere. Dacă se lasă prea mulți pentru ultimele zile, funcționarii nu o să reușească să le preia cererile și atunci sigur că o să se ajungă și la, probabil, la persoane care rămân și depun după termenul limită, fără penalități. Și atunci e neplăcut pentru fiecare. Evident. Că orice pierdere de bani are repercusiuni negative, până la urmă. De aceea eu aș ruga cât se poate să... Sigur, se înțelege, dacă cineva are o problemă, nu poate să se prezinte exact la data respectivă, foarte simplu poate să dea un telefon la centrul local respectiv și îl reprogramează.
pentru că în această perioadă, fără penalități, o să fie câteva zile și pentru reprogramați. Trebuie să vină personal sau poate să trimite o persoană cu împuternicire sau nu știu cum? Da, poate să se prezinte o persoană cu împuternicire făcută la notar și poate să depună altceva. Și e nevoie de o chestiune legală, nu doar o hârtie de mână nu. Semnătură. Nu, o împuternicire legală. Și atunci poate să vină. Sunt mulți fermieri care au o vârstă mai înaintată, au probleme de deplasare, evident, au diferite probleme, pot să vină copiii, cineva din familie cu împuternicire și poate să depună acea cerere de sprijin. Vreau să revenim la formele de sprijin, inclusiv la sprijinul de suprafață, domnule director. Da, aici o să vă explic un pic ce modificări sunt în acest an, cum pot să acceseze site-ul nostru, pot să intre, fiecare fermier poate să intre pe cererea din anul anterior și poate să o actualizeze. În ce fel poate să ajungă aici? Avem site-ul, intră pe site-ul APIEI și pe adresa de mail http://lpis.apia.org.ro cu litere mici tot și o să apară o fereastră cu utilizator și parolă. La utilizator își introduce fiecare fermier ROU, fiecare fermier are un ROU, din nou cifre, un cod, și la parolă CNPU, dacă e firmă sau societate, atunci introduce cuiu în loc de CNP. Și fiecare solicitant. Și atunci îi se deschide cererea. Cererea lui. Cu toate parcelele care le-a avut în anul anterior. Și aici poate să-și modifice, poate să-și adauge, poate să-și retragă. Bineînțeles, aceasta este doar pentru actualizare. Pentru finalizarea cererii și pentru înregistrare, obligatoriu trebuie să se prezinte funcționarului, colegului nostru de la APIA. În momentul în care merge la colegul nostru, doar responsabilul de UAT poate să facă închiderea cererii, că e cu o parolă special, și numai colegii noștri pot să închidă cererea definitiv, îi se dă un număr de înregistrare și atunci știe că și-a depus cererea. Dacă nu are acel număr de înregistrare, nu are depusă cererea. Să nu creadă că a intrat pe site, a intrat, a făcut modificări și a pus așa și că totul în regulă. Nu. Acelea nu o să rămână înregistrate pentru că trebuie să îi se dea un număr de înregistrare. Exact. Dar această, utilizarea acestei platforme este obligatorie sau este o chestiune nu știu, auxiliară care poate, că mă gândesc că nu toți au poate. Nu e obligatoriu. Deci cine vrea să, cine dorește, cine are timp sau vrea, sunt mulți deja fermieri tineri care sunt interesați și sunt preocupați de această identificare. E vorba de bunăstarea lor, până la urmă. Da, pentru că și-au dat seama de-a lungul anilor că e foarte important localizarea, identificarea corectă a parcelei. Degeaba vezi blocul fizic, pentru că la noi sunt blocuri fizice, față de Ungaria, să zic, unde se merge pe număr topo, pentru că acolo e făcut cadastru și se poate merge pe număr topo. La noi, dacă nu-i făcut cadastru, se merge pe blocuri fizice. Că nu ai cum să identifici altfel. Și atunci, în blocul fizic, care e de câteva hectare, până la 100-200 de hectare, în acel bloc sunt 50-100 de fermieri. Cu parcele, dacă nu-ți identifici corect și nu-ți localizezi cum trebuie parcela, sunt probleme după aia, când vin controlele, când se fac filmări din satelit, zboruri se fac pentru. O să vă rog să discutăm. Da, o să povestim mai încolo. Da, prima dată să discutăm despre partea cu depusul cererii și după aia. După ce intră pe cerere, îi apare fiecare parcelă, cererea ce a avut-o în anul anterior, la care se poate adăuga sau se poate retrage. Dacă o achiziționa ceva parcele în plus, dacă o vândut ceva, în funcție de asta poate să adauge sau să retragă. E foarte important pentru cei care au agromediu,
Ce înseamnă asta agromediu? Sunt câteva zone în care se poate accesa un pachet suplimentar, un sprijin suplimentar pentru pășuni, fânețe. Aici le-am detailat când am fost la dumneavoastră, dacă vreți, intrăm și acum, dar fermierii noștri știu deja. Le-am discutat deja. Sigur. Cine are pachet de agromediu, din păcate acest an este un an de tranziție. Anul ăsta, dacă în 2013 a încheiat angajamentul, că acela este pe 5 ani, dacă a încheiat angajamentul, în 2014 poate să-și prelungească acel angajament încă un an. Nu poate să încheie angajament nou. Doar de anul viitor o să poată să încheie angajament nou. În acest an, cei care au încheiat pachetul de agromediu anul trecut, în 2013, o să poată să-l prelungească. Dar numai pe suprafețele pe care a avut aceste măsuri de agromediu. Dacă i s-a mărit suprafața, că a cumpărat, a închiriat, a arendat, nu poate să-și mărească suprafața pentru angajament. Beneficiază de sprijin pentru suprafață, dar nu pe pachet de agromediu. Deci o să meargă în continuare pe parcelele și suprafețele care erau până anul trecut în angajament. La fel va fi pentru cei care sunt în conversie la agricultura ecologică. Un domeniu aici, foarte interesant. Aici, după ce se termină perioada de conversie, fermierul obține un master certificat care atestă calitatea de ecologic. După ce își termină această perioadă de conversie, îi se pune pachetul 5 și se optează pentru obținerea unor bani în plus. E un sprijin în plus pentru cei care produc ecologic. Ei, cei care au terminat în 2013 conversia și acum ar urma să pună pachetul 5, agricultură ecologică, ăia nu o să poată anul acesta. Pentru că numai de anul viitor se pot începe angajamente noi. Cine a terminat în 2012 și a început pachet în 2013, poate să continue, merge mai departe. Nu se stopează. Dar, din păcate, ăștia ce au terminat conversia acum și ar trebui să intre pe pachetul 5, ăștia nu o să poată să intre decât anul viitor. O modificare ce apare anul acesta pe prima pagină a formularului de cerere, până acum era adresa de domiciliu a fermierului. Ei, acum s-a introdus încă ceva în plus. Dacă ai domiciliu, să zic, în Zalău și aveai în cerere adresă de Zalău, acum trebuie să pui și adresa exploatației. Deci, să zic, ferma îi în un sat din județul nostru și fermierul are în buletin domiciliu pe oraș. Adică Zalău. Eu locuiesc în Zalău, dar exact. Trebuie să completez și acea rubrică, pentru că se întâmplă adeseori că fermierul, pentru unele clarificări asupra cererii, este notificat să se prezinte la noi cu diferite acte sau documente dacă lipsește ceva și la adresa respectivă nu primește nimeni nimic, pentru că omul mai mult e acolo, la exploatația propriu-zis. Pe câmp, practic. Unde e... Așa. Fiind an de tranziție, erau plățile alea care se numeau CNDP-uri, plăți naționale directe complementare, care erau pentru culturi. Acum o să se numească ajutoare naționale tranzitorii, ANT. Îi o să numire... chestie de... Sigur, e un an de tranzacție și de tranziție și de aia. Clauza de revizuire, de exemplu, pentru cei care
se află cu angajament și cu pachete de agromediu, până anul trecut era că puteai să reziliezi acel angajament. E, anul acesta nu mai se poate, trebuie să meargă în continuare pentru pachetul 5. Cum v-am povestit cu ecologicul, dacă fermierul care a avut până anul trecut parcelele identificate, că ăstea trebuie să fie perfect pe aceeași poziție. Nu poți să le muți anul ăsta să fie aici și parcela, anul următor te muți că nu mai are. Dar v-ați întâlnit și cu astfel de situații? Sigur că da. Deci oamenii trebuie să înțeleagă că pământul nu se mișcă. Absolut. Se mai mișcă pe la rece, acolo sunt niște alunecări. Bine, unde nu sunt pachete de agromediu și unde nu sunt chestiuni de astea care trebuie respectate întocmai, se întâmplă că se mai mută în funcție de... Ba, îți spune că anul ăsta nu s-o identifica bine și trebuie să se mute. Sau a avut control în teren și colegul nostru a observat că e poziționat greșit și atunci omul poate să se mute, dar la ecologic și la... Nu există așa ceva. E o problemă. În momentul în care îți muți poziționarea, trebuie să returnezi banii pe care i-ai luat. Dacă ești în primul an, ești fericit că dai numai pe un an înapoi. Dacă ești în anul 4, să zic, dai pe toți anii înapoi. Ați avut și astfel de cazuri în care au returnat banii? Sigur, sunt, sigur. Pentru cei ce aveau parcele cu pășuni și fânețe, de exemplu, trebuia să se completeze un registru cu lucrările care se fac în decursul anului. Ei, de anul ăsta nu mai trebuie să-și completeze acel registru decât cei care au pachete de agromediu. Trebuie să-și conducă o evidență, un caiet de agromediu se numește. Acest caiet de agromediu trebuie să fie întocmit în fiecare an, timp de 5 ani, în cazul în care anul ăsta își prelungește că și-a încheiat angajamentul anul trecut și vrea să își mai pună și anul ăsta, o să fie anul 6, de fapt. Ăștia trebuie să fie păstrate pentru toți anii, în cazul în care cade în eșantionul de control sau o să fie pe eșantion de control, o să fie verificate toate, din toți anii din urmă. A, deci nu doar deci, într-un simplu ăsta, nu prin asupra anului 2008, se ia din spate tot, practic. Toți anii, da. Dacă este în anul 6, trebuie să-l și-l facă și pe anul ăsta și mai mult, după ce încheie angajamentul, încă 3 ani, ăstea vor fi verificate. Chiar dacă tu nu mai optezi pentru pachet de agromediu, pentru anii care ai făcut obiectul, trebuie să le ai păstrate, că alea se verifică încă 3 ani. Bine, oricum știu că sunt organizate verificări prin teledetecție, chiar ne vom opri la un moment dat asupra acestui tip de verificare. Apoi, ar mai fi ceva foarte important și foarte bine de știut pentru fermierii noștri. Anul trecut a fost cam printre primii 5 pe țară, ca județ, la numărul de anexe. Ce înseamnă acestea? Anexa 17B se numește. În momentul în care o parcelă a unui fermier iese din blocul fizic sau taie, blocul fizic e delimitat de niște drumuri, pâraie, ceva... Margini, nu știu, ceva, elemente identificabile. Da, elemente permanente. Permanente, da. Care îi delimitează blocul fizic. În momentul în care a fost filmat și s-a delimitat conturul blocului fizic, un fermier vine și îmi desenează și iese din blocul fizic. El susține că are pământul și trece și nu îl întrerupe nimic, niciun drum, niciun pârâu, niciun nimic. Omul își face desenul că așa e parcela lui. În acel moment se face automat anexa 17B. În acel moment automat ți-ai făcut selecția pentru control, de fapt. Adică în acel moment automat ești pus pe lista pentru verificare în teren.
Acea parcelă obligatoriu o să meargă un inspector la fața locului cu GPS, o să facă o măsurătoare, constată dacă acea limită naturală există sau nu există și în acel, dacă fermierul a zis-o că, nu știu, a avut impresia că scapă așa și... Că valea nu mai e acolo unde era de fapt, exact. S-a mai mutat cu vreo 100 de metri. Câțiva metri, e important, că la o lungime sau la o lățime de... Se adună. Se adună, câțiva ari. Așa e. Și atunci, în momentul ăla, nu mai poți, până anul ăsta, se putea să-ți faci retragere de bunăvoie, că... O greșeală, ceva. În acest an, nu mai. În momentul în care s-a generat anexa, inspectorul iese la fața locului, nu mai poate intra să își retragă fermierul, se face cu sancțiune. Ce înseamnă sancțiunea asta? În bani? În bani, sigur. În funcție de ce suprafață e diferența dintre real, ce se găsește în teren și cel declarat. Poate merge până la tăierea întregii sume? Dacă e suprafață mare, sigur. În funcție, e procentual. Aici sunt sancțiunile pe procente. De la 1% până la 3% îi avertizare, de la 3% la 20% sancțiuni, de la 20% încep deja, excludere sau există sancțiuni și multianuale, pe mai mulți ani. Adică nu mai poți primi bani, nu știu, exact, 3-4 3 ani. Da. Vă să vă rog să mă uitați ideea, ne întoarcem și discutăm după o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, publicitate. Revenind, doamnelor și domnilor, la activitatea Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură, domnule director, vreau să revenim puțin la partea cu regulile pentru depunerea acestor cereri, foarte importante, astfel încât oamenii să-și primească sprijinul financiar, evident, cuvenit. Da, ce v-am prezentat până acum era modificările ce îs față de anul precedent. Acum o să vă spun despre ce documente trebuie să prezinte fermierul când se prezintă la colegul nostru. Nu poate veni cu mâna goală. Normal. În primul rând, persoanele fizice trebuie să prezinte copie de buletin sau carte de identitate, dovada contului bancar activ, adeverință de la primărie cu suprafețele care le deține, dacă are în arendă, dacă are în concesiune contractele, dacă sunt până în 10 contracte, trebuie să aducă toate contractele, dacă sunt peste 10 contracte, atunci trebuie să aibă un tabel centralizator. Sunt fermieri mari care au 100 de contracte de arendă. Da, ei s-au obișnuit deja. Și atunci, sigur, nu poate să vină cu să-i pui la dosar, că nu încape în dosar. Trebuie să aducă și contractele într-un dosar, să le prezinte prin sondaj, se verifică și alea, dar tabelul centralizator rămâne la dosar. Toate documentele, cont bancar, adeverință, contracte de arendă, concesiune, trebuie să aibă înregistrare cu o dată anterioară depunerii cererii, clar. Nu poate să aducă un document după ce a depus cererea, că e normal că nu putea să declare dacă nu... Evident. Așa, cei cu... Pentru persoane juridice, tot așa, act de identitate, administrator, reprezentant desemnat, cont bancar, certificat constatator de la Camera de Comerț, document care dovedește înregistrarea fiscală și tot așa, la adeverință, contracte, arendă, concesiune ce are... Pentru cei care au pășuni, de exemplu ACB-uri sau composesorate, au pășuni comunale luate de la primărie, aceștia trebuie să completeze o anexă, o declarație de eligibilitate și o listă nominală a utilizatorului. Aceștia trebuie să aducă copie de pe cardul exploatației,
care e emis de ANSVSA, de Direcția Sanitar Veterinară, sau o adeverință prin care atestă că acele persoane au numărul de animale. Trebuie să asigure încărcătura pe suprafață, minim 0,3 UVM pe hectar. Și dacă la aceștia e o situație mai delicată, dacă un fermier din toți membrii ACB-ului respectiv nu respectă condițiile de ecocondiționalitate pe o parcelă, îs gaiecurile, îs 13 gaiecuri și SMR-uri 15. Îs condiții impuse pentru ecocondiționalitate. Dacă unul dintre membrii nu respectă și e penalizat pentru o situație din cele prevăzute, atunci o să fie penalizat și acel ACB. Pe toată cererea. Adică suferă toți pentru unul. Exact. Ăsta e riscul. Bine, poate e și o măsură oarecum de precauție să se înțeleagă. Probabil. Că nu e de joacă cu... Și toate documentele se depun, se introduc în baza de date. Dacă sunt ceva modificări la cererea inițială, de exemplu, am depus cererea, mă duc acasă, am număr de înregistrare, e ok. Dacă mă duc acum, în luna martie, să zic, am declarat că pun porumb pe o anumită suprafață și din cauza timpului sau a vremii nu reușesc să însămânțez pe o parcelă sau două, până în data de 2 iunie, se poate adresa colegului care i-a preluat dosarul să-i facă modificarea în sistem și atunci ai fără nicio penalizare. Dar dacă se de... Din data de 2 până în data de 10, o să fie cu penalizare tot așa 1% pe zi. După această dată, orice modificare atrage după penalizări. Care de asemenea se pot regăsi... Dar în aceste termene pot să vină să-și facă orice modificare în declarație și nu o să fie nicio fel de penalizare. Se încheie campania de preluat cererile și începe campania de control. Apropo de control, toată lumea vorbește de vrut să... teledetecție, domnule, vine cu satelitul, se uită la noi, ne verifică. Cum e practic o chestiune asta? Deci sunt două tipuri de control. E controlul în teren, control clasic, unde merge inspectorul cu aparatul GPS, cu aparat foto, măsoară parcelele, constată declarat, constatat, se face un raport de control, se introduce în baza de date și sistemul așa e implementat că face singur penalizări dacă e cazul. Deci, inspectorul de teren introduce datele din teren, ce a constatat și în sistem se face tot. Controlul prin teledetecție, ăsta e un pic mai complicat, dar s-a observat la nivel național că e foarte bine pus la punct, în sensul că se observă absolut tot. Dar, apropo de ochiul la tot văzător. O să vă explic un pic. Vă rog, chiar vă rog. Deci, nu știu dacă o să se vadă sau mai bine să fac pe o coală albă. Da, vă rog. Aș vrea să vă fac un exercițiu, un exemplu concret cum se întâmplă la faza de teledetecție. Avem un bloc fizic, dar imediat o să ridic să se vadă. Și aici, în blocul fizic, fermierul își desenează parcela, da? Și aici fiecare fermier se identifică. În parcelă are fiecare rou suprafața declarată și desenată. 0,58, să zicem că așa e la noi un iugăr. Da, un iugăr, e un termen popular folosit. Așa. Și la suprafața asta de 0,58 hectare, fermierul ne-a zis că a declarat toată suprafața cu porumb. Da? Aici, la partea de jos sau de sus, la un capăt,
nu reușește să însămânțeze cu porumb datorită unor impedimente. Se poate să fie mai mlăștinos, a fost o primăvară mai ploioasă și nu a reușit să... Și aici au rămas necultivat. A rămas acel petec acolo... 5 ari, 0,5 hectare, 0,05 hectare. În momentul în care se fac filmările și acea parcelă, se vede cât e declarat porumb. În momentul în care nu mai apare cultură, se oprește cu imaginea în punctul ăla. Îți confirmă doar cât e cu porumb. Nu-ți merge până la capătul parcelei să zică că uite aici ai drumul și mergem până în capăt sau mergem până aici că mai are un pic aici și a pus 2 ari de cartofi. Că zice că e pământul bun, fermierul nostru. Și atunci pentru suprafața respectivă o să fie exclus de la bucat. Din 58 de ari ți-au rămas 50, să zicem, cu porumb. Și atunci pentru alea 8 ari nu o să-ți confirme și o să fii pus la sancțiuni. În acel moment omul, bineînțeles, când e înștiințat, când vine la fața locului la responsabilul de UAT, colegul nostru explică despre ce e vorba, omul solicită control la fața locului. Pentru că el, să vedem. Da, omul știe că are parcela de 58 de ari, să spunem, da? Cu porumb, clar, nu are. Ei, de-aia trebuie, pentru că e posibilitatea să declari, chiar dacă într-o parcelă pui 3 culturi, trebuie să le declari toate 3. Ai parcela 1, A. Parcela 1 are 58 de ani. La 1A avem porumb 0,30. Avem grâu 1B 20 de ani, 50. Și mai avem 1C cartofi 8 ani. Totalul e 0,58. Îți confirmă suprafața, dar îți confirmă și culturile dacă le ai în suprafețele respective. Și atunci beneficiezi de plată integrală și pentru suprafață și pentru cultură. Bun, dar oamenii ori le explică cineva, domnule director? Sigur că da. Domnule, ai grijă cum declar, pentru sigur că... Sigur că da. Dar fiind obișnuiți că nu-i nicio problemă, că oricum e cultivat sau că oricum are suprafață. Oricum e lucrat, zice pentru 2 ani sau 5 ani. Nu va fi o problemă. Ce să mai declar încă o cultură? Că e mai simplu. Am o parcelă, o declar cu cei majoritari. Dar nu. Porumb, dar când mai are 2 ani la capăt. Din păcate, au fost foarte multe cazuri. Am avut teledetecție pe o suprafață destul de mare anul trecut și o să avem și anul acesta. Încă nu se știu comunele sau satele sau zona care e prinsă în teledetecție, pentru că astea se anunță numai după ce se termină. Și se mai fac controlele, la controlele clasice în teren, la fața locului, ai posibilitatea măcar din parcela de 58 de ani, care e declarată de om și la fața locului găsești 2 culturi, dar o declarat doar una, inspectorul face demersurile să-i pună 50 de ari cu porumb și 8 ari cu cartofi sau cu altceva. Ce are acolo? Și nu-i penalizat. Dar... La teledetecție ăștia nu se poate, nu, interveni. Nu, nu. Ai declarat doar porumb, unde s-a terminat porumbul, o oprit. Diferența cultivată cu altceva e o problemă. Sigur. Sau mai sunt probleme în zonele unde sunt livezi tradiționale, unde nu sunt puse organizat pe rânduri sau... O grădină cu pom. Cu... Sigur. Acolo e iarăși un pic mai complicat. Pentru că la nivel național se discută altfel. Așa văzut din afară, e simplu. Că zice, bine, nu mi-o găsit ăla în teledetecție, eu știu că am și susțin că există suprafața respectivă sau cultura și solicită control comasat. Ce înseamnă asta?
În urma raportului de control, ți s-a confirmat o suprafață și tu faci contestație și soliciți control la fața locului și atunci merge ca și cum ar merge un inspector la control clasic. Și atunci se poate emite un raport de control, comasat se spune, și colegul, dacă constată că are dreptate fermierul, îi reface, așa, datorită faptului că au fost enorm de multe cazuri, e un termen. Firma care licitează la nivel național ce face controlul ăsta prin teledetecție, când emite rapoartele de control și le trimite în în județe, la centrele județene, ajung cam în septembrie, sfârșit de august, septembrie. Toamnă. Da. Ei, datorită termenelor și scadentelor care le impune Uniunea, se ajunge că nu ai cum să faci față, să mergi la câte contestații sunt de genul ăsta. De-aia trebuie de la început să fie fermierul foarte precis, să fie foarte precis, să înțeleagă că chiar dacă e numai 3 arii sau 5 arii cu altă cultură, să-l spună. Pentru că administratorul de dosar știe ce să facă. Trebuie doar să spună. Am 30 de ari cu porumb și 20 necultivat sau pun altceva. Și atunci nu se ajunge la probleme și încurcături. Până încurcături, la urmă. Că astea cu sancțiuni și urâte. Timpul trece foarte repede, mai avem câteva minute la dispoziție. Mi-am propus să vă întreb și despre incendierea vegetației uscate. Știți că aveam o problemă la nivel național, a fost foarte multe primăveri. Toamna sunt probleme, când omul își incendiază, dă foc la ce are el acolo ca să... Inclusiv la noi, la APIA, sunt două cerințe de ecocondiționalitate care interzice arderea miriștinilor, resturilor vegetale sau a pajiștilor permanente. Dacă se constată că s-a încălcat aceste condiții, sunt penalizați. În momentul în care se fac controlele din teledetecție sau se fac actualizările de blocuri fizice, se observă unde s-a dat foc și automat se face cu autosesizare și se constată încălcarea GAEC-ului și atunci o să fie penalizat. Dacă începând de câțiva ani, colegii de la ISU, de la pompieri, vin la informările ce le facem cu fermierii înaintea de campania de preluat cereri și de obicei am avut rezultate însemnate, în sensul că în ultimii 2 ani s-au redus foarte mult numărul incendiilor care au avut loc din aceste cauze. Și cu urmări, din păcate, deosebit de grave în unele cazuri. Da. Sunt situații unde trebuie să-și scoată autorizație de la ISU. E o chestiune și legală. Atunci, și dacă e controlat, e cu act în regulă, nu e nicio problemă. Se permite. Dar nu așa la întâmplare. Aiurea, că pune foc să curețe, că e o modalitate pentru unii. Pune foc, zice, focul curăță și... Și curăță de tot, până la urmă. Nu e normal și nu se... Evident. A trecut timpul foarte repede. Ați avut dreptate, ne-ar mai fi trebuit câteva ore bune să discutăm despre toate. Sunt multe. Da. Nu știu, poate că ne vom mai întâlni și cu alte ocazii pentru a discuta despre aceste măsuri, despre reguli, cerințe și așa mai departe. Până atunci însă eu vă mulțumesc tare mult pentru intervențiile dumneavoastră. Nu știu, să avem o primăvară cât mai liniștită, cât mai frumoasă pentru agricultură de calitate. Mulțumesc și eu pentru invitație și să avem un an bun în agricultură, să fie prosper și să producă cât mai mult județul nostru. Să dea Dumnezeu, să exportăm cât mai mult și să nu mai importăm aproape deloc. Să avem fermieri cât mai mari și cât mai bogați. Să dea Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, încheiem în această seară emisiunea Agricultura la Raport. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și în această seară. Rămâneți cu Sălăjeanul TV. La revedere!